Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. V-am promis că discutăm despre sport numai atunci când avem noutăți și nu de fotbal. Sport mai puțin fotbal. Astăzi vom discuta despre o acțiune care se dorește a veni în sprijinul eșenilor pentru a-și menține starea de sănătate. Este vorba despre Civic Bike, o zi fără mașini, dar cu biciclete. Despre ce înseamnă Civic Bike, despre organizarea acestei acțiuni, despre ce condiții sunt, discutăm astăzi cu domnul Severin Sânzianu, organizator al acestei acțiuni. Bună ziua, domnul Sânzianu, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. În primul și în primul rând să le spunem telespectatorilor când va avea loc acest Civic Bike. Un, nu pot să-i spun maraton al bicicletelor, nu? ci o deplasare cu bicicletă. Sâmbătă, sâmbătă asta, sâmbăta aceasta, aceasta da, da, la 22 septembrie la ora 11 în față la Palatul Culturii. Atunci se va da startul, startul, da. dar cei care doresc să participe la această acțiune trebuie să vină mai devreme, Așa trebuie e. să se înscrie, trebuie să... Care este procedura? Să ajungă acolo, să ajungă acolo cu bicicleta. Bun, un vor spune domnule Aș vrea să particip, dar nu am bicicletă. Păi uite, o să facă ce fac și eu, o să mă închiriez. Există centre de unde da, bă, da, se pot închiria da, biciclete? Da, Sunt da. scumpe? Um, nu, depinde nu. De, fie, de puterea fiecăruia de negociere, ca să zic așa. Ah, deci ajungem la o negociere care este posibilă cel puțin eu o văd prin străinătate. Avem și acum aici posibilitatea Bun, de a negocia. Chiar se întâmplă și aici, da. Se întâmplă. Da. O să fiți surprins dacă întrebați ce discount îmi oferiți și o să vedeți că chiar Ți se oferă discount. Faceți, există asta. și. Bun. Um, deci plecarea este din din, de la Palatul Culturii. Din fața Palatului Culturii, acolo da. se adună uh, doritorii de mișcare, de fapt mm -hmm. 22 septembrie, o zi fără mașină, nu mergi cu mașina, poți să mergi cu mijloacele de transport în comun, dar mult mai bine să mergi cu bicicleta pentru că faci sport și îți menții sănătatea. Care este traseul pe care îl va urma colana de bicicliști? Ia, traseul este unul inedit din punctul meu de vedere, pentru că uh, pleacă de la Palatul Culturii și uh, merge pe Copoș, după aia vă las să aflați voi care este traseul. Asta, deja, deja presupune un efort mare. Se pleacă de la Palatul Culturii, nu? Se merge prin Târgu cu. se urcă pe Sărărie, nu? Da. De, pe ca uh, uh, Cam greu acolo. Exact, exact. E o leacă de pantă. Da, bine, nu spun că nici pe Bulevardul Carol nu e rușine, tot pantă este. Suntem în După... orașul, suntem în orașul celor șapte coline. Deci, cum vrei să te tragi cu bicicleta în ea și să fie plat? Vă, spun, vă dau o, o sugestie. Uh, îți iei bicicleta, urci într-un mijloc de transport în comun, mergi până la ronda agronomiei și de acolo cobori. Da, e o variantă foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Nu da. presupune efort. Bun. Uh, Înscrieri se fac? Trebuie să fie făcute înscrieri? Nu, trebuie numai să, să se prezinte. Particip. Mie asta mi-a plăcut la eveniment. Din punctul meu de vedere, munca mea este de 1%, 99% a făcut-o Maria Păduraru care a construit și a muncit pe evenimentul ăsta. Eu m-am oferit să o ajut pe zona asta de comunicare și de promovare. Evenimentul este unul simplu. Important este că se întâmplă, important este că intrăm în, în lumea orașelor civilizate, în care sunt evenimente de genul ăsta. Mie îmi place tocmai lipsa asta de formalitate, faptul că este acces la toată populația. Și uh, faptul că poate să fie un eveniment care se repete anual. Și ar fi foarte frumos lucrul ăsta. Bun, e un lucru cât se poate de firesc, e prima ediție, e bine să se întâmple în fiecare an, e bine să se întâmple cât mai des, nu numai în fiecare an, o dată pe lună, este absolut normal pentru că înseamnă o mișcare. Cred Dar eu vreau că... să vă întreb un lucru, a spus de chestia asta, lipsa de formalitate. <coughs> Oricine poate veni să participe. Care sunt măsurile pe care le luați? Pe care le aveți în vedere să le luați, pentru că la o astfel de acțiune, fiecare depune un efort. Da. Dacă, Doamne ferește, cineva vine și e bolnav sau nu se știe bolnav și se întâmplă ceva pe acest traseu. Stăm foarte bine pe zona asta, pentru că, uite, chiar aseară uh, discutam, am avut o, o întâlnire. Eu am două acțiuni în care mă implic ca și voluntar. Aceasta este una și a doua este. Maratonul Internațional are așa care care să fie în octombrie, uh -huh. și organizat chiar de serviciu voluntarilor cu, la ambulanță. Și atunci am a, Bun, și atunci înseamnă că pe acest traseu, ve, uh, toți, uh, coloana va fi însoțită de o ambulanță? Uh, nu m-am uh, -am gândit la chestia asta eu, dar cred că s-a gândit Maria. Pentru că mi se pare firesc să fie ca la orice acțiune care presupune efort. Doamne frește, îi se face rău la, cuiva, Ar trebui... la toate acțiunile de genul ăsta sunt. De adică, fapt la manifestările sportive, la acțiunile la sportive toate, ar trebui să fie la toate manifest n-a fost o manifestare sportivă în Iași, doar că mie îmi place să vorbesc pe lucruri care sunt 100% sigur. Bun, Și atunci jos. să Atunci verific traseul respectiv este bine determinat, da. da. se va opri circulația, de, ce zi fără De, de ce sunt eu aici în emisiune? Uh, vorbeam cu Maria și am zis că o idee foarte faină de comunicare este ca oamenii să intre pe... Și în, suntem un oraș cu peste 300 de mii de oameni. Da. Uh, oamenii să, intre de pe, 400.000. oamenii să intre pe Facebook și să zic uh, uh, să vadă la banner, la mine sau la Maria, să vadă uh, detaliile evenimentului. Mm -hmm. Asta Foarte e ideea. Detaliile sunt acolo și Tot. atunci fiecare va putea să exact. afle exact. în ce constă acțiunea și exact. ce trebuie să facă. Și eu văd că în astea 15 minute este doar un, englezii spun teaser, cum am traduce în română. Da, un film de prezentare, o prezentare, o scurtă prezentare. O, cum. Exact. Ce, ce aș vrea să rămână lumea de aici este că este un eveniment care nu s-a mai întâmplat anul ăsta și nu știu când s-a făcut ultima oară, dacă s-a făcut. A fost o acțiune, dacă nu mă înșel eu, acum vreo 4 ani de zile, 4 sau 5 ani de zile, cu plecare din uh, Tudor Vladimirescu pe Splay Bachului până în Podul Roș și s-au întors tot pe Splay lui în Tudor Vladimirescu, o, Da, o plimbare cu bicicleta. De exact. fapt, și această acțiune este o plimbare cu bicicleta. Exact. Și uh, partea frumoasă este că uh, e un eveniment care pleacă. Uh, sunt implicate și autoritățile locale. Deci nu este doar un club de bicicliști care uh -huh. face uh, organizația asta și vin doar cei din gașca respectivă. Uh -huh. Eu îl văd da. ca un eveniment de socializare, de networking, da. de a ieși din zona de confort, de a vedea alți oameni, de a vedea cine vine acolo. Ar fi fain să te tragi cu bicicleta nu cu Nu asta, ară, poate, de a nu? vedea cine vine acolo, pentru că mai mult ca sigur că dacă cineva vrea să participe, va spune prietenilor, haideți cu mine ca să, putem să fim împreună, să mai discutăm, să mai... Dar eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că ați lăsat așa un de întrebare mare. asta e și ideea cu... Ajungem în copou și de acolo surprize, nu? Da. Bun, bun, da, măcar așa. Te duci, la val, te duci la vale de acolo. De acolo, bun, Eu, vreau, eu mai multe știți, variante. Știi ce ar fi? Ar fi fain ca uh, proiectul se cheamă Civic, Civic Bike. Eu sunt aici ca și voluntar, adică am dat din timp un loc să mă duc la muncă acum să fac bani, da. uh, sunt aici și fac voluntariat. Ar fi fain ca oamenii cu atitudine civică uh, să uh, intre, să caută Civic Bike pe uh, Facebook și să vadă că este un... Uh, un cover pentru Facebook, care se pune deasupra la poza exact. ta. Și să ia coverul ăla și să l pune la poza lor. Da, este, este cea mai exact bună cum au fost... comunicare și acolo da. sunt și toate detaliile. Da, este, da, da, da. Avem cine, ce, de cum. Sunt sigur că oamenii sunt. dacă oamenii care ne urmăresc acum de țin, de țin minte că sâmbătă la ora 12 este un eveniment în care de la primar la organizațiile care, reprezentative în societatea civilă din, și, din Iași nu? sunt acolo, și sunt și cu bicicleta, eu zic că e super tare. Da, Dacă Este știu... într-adevăr o acțiune care uh, merită tot sprijinul. De ce? Din mai multe puncte de vedere. Una, faptul că te, te îndeamnă să folosești un alt mijloc de transport decât autoturismul personal care poluează. Faptul că îți menții starea de sănătate, bine, pentru cei care pot face efortul respectiv și. Acum vreau să vă întreb un lucru, pentru că mă gândeam cum să aduc vorba. Cei cu biciclete electrice. Pot se ține, veni. se cheamă tot bike. <laughs> da, da. E interesant. Deci, cu, cu, și, cu, cu, și am rezolvat problema cu cele cu, șapte coline. Exact, cu o trotinetă electrică da, la fel, fără nicio problemă. Rezolat. Totul este să Se va merge într-o coloană organizată, nu? Da. da într -o adică, fără să. și șoferii, conducătorii autoturismelor Încercați ca sâmbătă să nu vă enervați. De ce? Bicicliștii sunt participanți la trafic. Este prin lege spus foarte clar. Bine, veți spune acum, domnule, există o pistă specială pentru bicicliști. Nu este peste tot. Deci nu avem, să spunem, în tot Iașul aceste piste. Fiți înțelegători pentru că sâmbătă e posibil ca prieteni de ai dumneavoastră, rude de dumneavoastră, să fie în acea coloană. Da? Și atunci, haideți să-i să încurajăm. În loc să-i claxonăm și să le spunem să se dea la o parte, haideți să-i încurajăm. Foarte interesantă ideea și a spus că sunt implicate și autoritățile locale, nu? Exact. Adică tot ce înseamnă primărie, prefectura, vine lăsăm, și a, lăsăm, instituții publice. Exact, și avem chiar pe Facebook, găsiți acolo toate autoritățile, puteți sigla. La <laughs> da, da, <cele> la <laughs> de sunt detaliile, sunt și autoritățile exact, care, sunt au și a, care, și au, care și au anunțat participarea. Care și au sunt implicate chiar în, în organizarea evenimentului. Adică mie din nou, asta m-a atras să fac să să mă implic în organizare și în partea de comunicare. Faptul că e un eveniment în care e implicată societatea civilă, și nu e. Un de eveniment asta de... și se numește Civic Bike. Exact. Adică și este... Asta, asta, asta e, e frumos, pentru că facem parte din aceeași comunitate și așa e frumos. Bun, mai ales că dacă se întâlnesc foarte mulți atunci, acea prietenie care se leagă cu această ocazie poate să dureze și să fie din ce în ce mai. Exact. Mai strânse. Un, eveniment, un eveniment de socializare, cum ar fi frumos să fie. Cât mai des. Încă o dată vă întreb. Și totuși, cei care nu au biciclete și nu au cum să închirieze. Eu, cre eu cred că o să fie. o să, fie, uh, uh, o să crească vânzările la, la, la biciclete. La, la biciclete, nu? nu? Biciclete. Yeah, în cazul acesta, <laughs> pentru ediția viitoare, poate că ar trebui să vorbiți cu un dealer pentru astfel de <laughs> mijloace de transport, dumne? Nesponsorizați cu nu, un anumit un număr, număr de, de, biciclete de biciclete și... Da. Rip... Nu e de rea deloc, da. ar fi interesant. Asta înseamnă să fie un eveniment de succes acum, să fie cât mai mulți oameni. Ca să fie cât mai mulți oameni, foarte important este să fie vizibil, să știe lumea de el. Și cei care au amânat să facă mișcare din diverse motive... Este o ocazie să-și din zona de confort. Cam Acum. cât timp va dura acest, această plimbare? Nu există o limită nu, de timp, nu? În ce fac eu în viața de zi cu zi, în partea asta de evenimente pentru companii, facem team building și spunem, când urcăm pe un munte, spunem că urcăm în ritmul celui mai încet. Corect. Și atunci ăsta e și răspuns pentru Și <laughs> mai încet biciclist va, 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 spune, va, va spune, care este timpul ca să parcurgă întreaga distanță. Întreaga distanță și care distanță trebuie să uh, intrați să intrați să vedeți aceeași. Pe 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 Bun. Pe 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 Mulțumim foarte <laughs> mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, înainte de a, de a pune punct final ediției de astăzi, trebuie să vă spun mai multe lucruri. Primul, sâmbătă puteți participa la o acțiune benefică pentru toată lumea. Nu există limită de vârstă. Singurul, singura sau singurele condiții este să aveți o bicicletă și să puteți face față efortului care îl presupune, știu ridicarea dalului Copou pe bicicletă. În al doilea rând, intrați pe Facebook, căutați Civic Bike, iar acel banner Puneți-l pe, pe poza, de profil, poza de profil, nu poza de copertă a dumneavoastră, astfel încât toți prietenii, rudele, cunoștințele să știe despre acest eveniment. Și participați la un eveniment care este organizat de dumneavoastră pentru dumneavoastră. Până data viitoare, cele bune! La revedere!